În cursul acestei săptămâni, la Petroșani, se va derula ședința de Consiliu Local aferentă lunii octombrie. Pe ordinea de zi se vor afla aproape 30 de proiecte, unele dintre acestea referindu-se la alocarea unor sume de bani în vederea organizării unor manifestări. Printre acestea se numără celebrarea celor 75 de ani scurși de la realizarea coloanei infinitului la atelierele centrale Petroșani, respectiv de la înființarea școlii de zbor fără motor, aparținând Aeroclubului Petroșani, sărbătorirea 125 de ani de existență a Bisericii Romano-Catolice din Petroșani sau pentru organizarea ediției cu numărul 4 al Miss UPET 2012. Pentru respectivele evenimente ar urma să fie alocate în total 11.000 de lei. De asemenea, consilierii locali vor fi invitați să decidă și în ceea ce privește repartizarea unor locuințe sociale sau acordarea unui titlu de cetățean de onoare.